Singura entitate care poate gestiona zona liberă este Societatea Comercială Administrația Zonei Libere, a precizat primarul Nicolae Barbu într-o conferință de presă. El a atenționat că nicio altă societate nu poate prelua activitatea din zona liberă. Cine ne dă nouă dreptul să facem altă societate în zona liberă, când prin lege, prin hotărâre de guvern s-a stabilit că doar administrația zonei libere Giurgiu are drept de administrare și o are pe 40 de pe 50 de ani, direct de la început. Bun, să zic că le cedăm și acțiunile. Tot AZL-ul va gestiona încă 40 de ani. Primarul municipiului a atenționat că demersurile inițiate de Consiliul Județean produc deja efecte nedorite, fiindcă provoacă incertitudine în rândul investitorilor din zona liberă. Nicolae Barbu a precizat în acest context că singura entitate care administrează activitatea din zonă rămâne ca și până acum Societatea Administrația Zonei Libere. Primăria Schitu derulează în continuare un proiect pentru asfaltarea unor străzi din comună, finanțarea fiind asigurată de la Ministerul Dezvoltării. Proiectul face parte dintre obiectivele pe care și le-a propus primarul Ionel Pașol încă din mandatul trecut. Am luat hotărârea să căutăm resurse de finanțare. Am luat legătura cu proiectanți, specialiști, cu cadastriști pentru ridicări topo, în vederea efectuării unor reparații de drumuri și modernizării unor drumuri de la început, prin turnarea de covoare asfaltice. Am reușit chestiunea asta prin ajutorul și finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, un drum care se întinde pe 5,8 km în satele Bila și Căminească. Clădirea școlii a fost modernizată, a fost amenajat un teren de sport modern și un loc de joacă pentru copii. Autoritatea Vamală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a anunțat vineri reoperaționalizarea echipelor mobile canine ca parte esențială a unui nou plan de măsuri de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, a traficului cu droguri și a crimei organizate. Demonstrația practică a abilităților câinilor special instruiți pentru depistarea țigaretelor ilegale, a drogurilor și a numeralului ilicit a avut loc la Centrul de Instruire Echipe Mobile, Formarea Echipei Canine și Întreținere a Dresajului din Giurgiu. Vom aduce un cățel care este specializat, anul acesta și-a terminat pregătirea pentru detecția de bani, de cash, de numerar. Se numește Speedy și lucrează la frontiera cu Ucraina, la Halmeu. Toți banii au miros, obligatoriu. E un câine tânăr care, cum v-am spus, de-abia anul acesta și-a terminat pregătirea, formarea. Speedy se numește. Datorită vântului, dacă ați observat, era mirosit și valiza din noi, lata dinainte și lata de după. Și a ales-o pe cea care are sursa de miros. Hai o poză! În punctele vamale din România sunt active 43 de echipe canine mobile, dintre care 31 dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare droguri și produse de tutun, iar 2 au triplă specializare droguri, numerar și produse din tutun. Echipele specializate în depistarea țigaretelor și a numerarului funcționează în baza protocoalelor de colaborare convenite între Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la finele anului 2004. Vom face un exercițiu specific echipelor mobile, da? Vom simula o oprire în trafic, da? Vom avea un șofer care nu va dori să oprească, da, va forța barajul organelor vamale, da, se va pleca în urmărirea lor, vor fi blocați, da, după care se va face, bineînțeles, aflându-ne într-un centru de echipe canine, se va face un control cu un câine de serviciu. Câinele este un ciobănesc belgian, are vârsta de 8 ani de zile, este specializat pe detecția de țigarete,
da? Și lucrează la birou Vaman porțile de fier 1. După cum vedeți, putem să prindem și contrabandiștii, dacă e cazul. După cum am spus, câinele este din rasa ciobănesc bezian, se numește Sid, da? Și este specializat pentru detecția de țigarete. În canistra pe care a efectuat marcajul, în interiorul ei se află un compartiment în care sunt ascunse țigări. Această canistră a fost găsită în frontieră la birou Vamal Halmeu, după mai multe treceri succesive. A fost găsită cu un câine. Câinele Torres, ciobănesc german. Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un câine de sat pentru depistarea produselor ilegale sau a numerarului și un mijloc de transport amenajat special. Antrenamentul unei echipe canine durează circa 3 luni. Anual, fiecare echipă revine în centru pentru un antrenament de întreținere de o săptămână. Alegerile parlamentare ar trebui să fie organizate în luna noiembrie și nu în luna decembrie, este ceea ce a declarat vicepreședintele organizației ALDE Giurgiu, Vasile Mustățea. Acesta a spus că această variantă este posibilă inclusiv din punct de vedere constituțional. Și eu, unul, consider că trebuia să se devanseze un pic, să se facă alegerile în luna noiembrie. Nu numai că vine iarna, că e decembrie, că s-ar putea să avem zăpezi, s-ar putea să avem un timp nefavorabil, s-ar putea ca bătrânii sau persoanele suferinte să nu poată să iasă pe un gel sau pe o furtună afară din casă să meargă la vot. Da? Nici o problemă constituțională din punctul meu de vedere, că alegerile pot avea loc în noiembrie și constituirea Parlamentului să se facă după ce expiră durata mandatului parlamentarilor. Care e problema dacă s-ar fi făcut alegerile în noiembrie și oricum și constituirea Parlamentului era chemat pentru constituire după ce expira mandatul? Nu era nicio problemă.
Dacă în ceea ce privește situația zonei libere Giurgiu, Vasile Mustățea consideră că este vorba de o decizie politică despre societatea Apa Service, el crede că lucrurile sunt mai complicate. Și vă reamintesc un singur lucru, că și eu sunt surprins acum, persoane care 4 ani de zile în mandatul meu a făcut tot posibilul să împiedice realizarea, accesarea fondurilor pentru master planul de apă și canal, acum se dau mari vitei și mari eroi în susținerea acestui master plan. Vă rog să vă aduceți aminte când pe la doamna Nina Crișu, la prefectură, se erau chemați primarii și erau povățuiți și învățați să se ducă la ILFO, la voluntari, în ADI de la voluntari. Și ca atare, o parte din localitățile din județul Giurgiu fac parte din ADI de la voluntari. Ați uitat? Nu. Ați uitat când v-am făcut conferințe de presă și v-am arătat documentele primite atât de la Ministerul Mediului cât și la Ministerul Fondurilor Europene, da? Că singurul operator care poate să pună în aplicare master planul de apă este operatorul regional de apă și canal în situația noastră. În ceea ce privește alegerile parlamentare, organizarea lor în decembrie va întârzia și adoptarea bugetului național pentru anul viitor, a mai arătat Vasile Mustățea. El apreciază că bugetul ar putea fi aprobat cel mai devreme în luna martie 2017. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a semnat noile contracte cu medicii. După cum a relatat președintele casei, Marin Constantin, sunt semnate contracte atât cu medicii de familie, cât și cu medicii specialiști. La începutul lunii august au fost încheiate și au intrat în vigoare noile contracte cu furnizorii de servicii de sănătate de pe raza județului Giurgiu. Un număr de 328 de contracte pentru absolut toate domeniile de asistență medicală. Ce pot să vă spun? Că sunt 109 contracte pentru medici de familie, 23 de contracte pentru specialiști, avem contracte încheiate cu stomatologi, acoperim la nivelul județului absolut toate domeniile de asistență medicală. Problemele care sunt deja recunoscute de toți factorii angajați în sistemul de sănătate, lipsa unor specialiști sau medici specialiști insuficienți pentru a acorda asistență asiguraților din județul nostru. Și județul Giurgiu se confruntă cu lipsa medicilor specialiști, a mai arătat președintele Casei de Asigurări de Sănătate a județului Giurgiu, menționând ca și cauză principală migrația medicilor în străinătate. Este o problemă la nivel național care este știută și se tot discută pe marginea ei. Migrarea medicilor către țările din Occident, țările dezvoltate, poate datorită, eu știu, condițiilor de lucru mai bune, al salariului foarte motivant, iar tinerii consideră că asta este o oportunitate. Avem medici care sunt rezidenți în județul nostru, dar nu rămân aici, migrează către București sau, cum am spus, în străinătate. Probleme în distribuirea cardului de sănătate nu avem, pentru că pentru toți asigurații care în perioadele de distribuire a cardurilor prin Poșta Română au fost găsiți acasă și le-au primit, pentru că distribuirea nu se face ca un simplu plic de corespondență. Trebuie, n-are regim special, trebuie să-l mâneze personal asiguratului sau unui aparținător și din cauza asta au fost o serie de carduri returnate. În momentul de față avem la Casa de Sănătate carduri care pot fi distribuite prin ghișei undeva la 2670 de carduri, dar nu numai pentru asigurații Casei Giurgiu, cât și pentru asigurații Casei Vopsnaș. Singura veste bună pentru asta care s-a încurcat cu FC Voluntari scor 1-1. Gazdele au început asaltul încă din start, când Săpunarul a reluat cu capul puțin peste poartă după o lovitură de la colț.
Apoi, în minutul 19, Ali Bek și-a încercat norocul cu un șut de la distanță, după ce l-a văzut ieșind pe Bornescu, dar mingea n-a prins cadrul porții. Prima ocazie a ilfovenilor i-a aparținut lui Ivanović, cu 5 minute înainte de finalul reprizei, când l-a întins serios pe Gavrilaș cu un șut din întoarcere. Imediat după pauză, Astra s-a văzut condusă după reușita ex-stelistului Laurențiu Marinescu, care a prins un șut splendid de la 20 de metri. Va avea loc după partida de Liga Secundă. Aici un șut periculos! Gol! 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 Formidabil! Gol! 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 Fece voluntari, machiază, incredibil! Laurențiu Marinescu, la 3 zile după ce a împlinit 32 de ani, Marinescu prinde un șut formidabil și îl învinge pe Gavrilaș. 1-0 pentru voluntari și iată, Astra continuă să evolueze în să fie în ape tulburi în Liga 1, echipă care obține calificarea în grupele Europa League, însă care în campionat, iată, nu își revine. Lovitură liberă bătută de Cernat, apoi Gavrilaș iese și boxează, își lasă poarta goală, iar Marinescu găsește culoarul perfect către poartă. Constantin Budescu a intrat și el pe teren în minutul 58 în locul lui Daniel Niculae. Budi, revenit sub formă de împrumut din China, a marcat golul egalizator al Astrei în minutul 64 dintr-o pasă superbă a lui Ali Bek. Liberă Giurgiu Veni, mingea la Denis Ali Bek, față-față cu Maftei. Ali Bek, Ali Bek, vine să-l sprijine Budescu, Budescu, Budescu! Splendidă creată de cele două superstaruri ale lui Manu și Mudică, Denis Ali Bek și Budescu. Ali Bek așteaptă venirea lui Budescu și apoi pasează pe poziție viitoare, după care retagul Astrei trimite mingea pe sub Bornescu. 1-1 așadar din minutul 65. După 6 etape, FC Voluntar este în fața Astrei. Ilfovenii au strâns 8 puncte și se află pe locul 5, în timp ce campioana României este pe poziția 11 cu doar 5 puncte.